Populația municipiului Giurgiu a înregistrat în ultimii 20 de ani o scădere drastică. Statisticile de la ultimele recensământe arătând că aproape 20.000 de giurgiuveni au micșorat numărul populației stabile. Dacă în 1992 aveam 74.191 de locuitori, numărul acestora a scăzut la 73.786 în 2002 și la 61.353 la ultimul recensământ, cel din 2011. Statistica mea arată că populația stabilă a municipiului era în anul 2011 de 54.655 de locuitori. Totuși, numărul locuitorilor municipiului din baza de date a Direcției de Evidență a Persoanelor Giurgiu la 30 octombrie 2012 era de 70.781 de persoane, cifră care nu reflectă însă numărul celor care sunt plecați din municipiu, în țară sau în străinătate, și care au acte de identitate încă valabile. De asemenea, cifra cuprinde și acele persoane care locuiesc și muncesc de ani de zile în alte țări și care, atunci când nu dobândesc cetățenia statului respectiv, reînnoiesc la Giurgiu actele de identitate la adresa proprietăților imobiliare deținute de ele sau familiile lor. Una peste alta, astăzi sunt așteptați la urne 58.670 de persoane, dintre care 31.000 sunt femei și 27.670 sunt bărbați. Cu privire la estimările privind prezența la vot astăzi, statisticile la nivel național arătau că la ora 9:30, județele Giurgiu și Teleorman erau pe primul loc, în Giurgiu votând deja 6,84% din alegători înscriși pe liste. La alegerile din 2012, în județul Giurgiu se înregistra, potrivit BEC, cea mai mare prezență la vot, de 72,30% din totalul alegătorilor înscriși în liste, în timp ce la nivel național în 2012 au venit la vot 56,39% din alegătorii înscriși pe liste.